ca român, faptul că vine, eu știu, Netanyahu și spune că statul Israel există de 3000 de ani și uite proba, e un lucru extraordinar. Noi existăm și noi cel puțin de 2000 de ani aici. A mai discuta că, domne, terenul ăla sau pământul ăla, e al lui ăla sau așa, sau este, deci, această decizie istorică, pozitivă sau negativă, vom vedea unde se va duce, dar această decizie istorică care urmărește, eu știu, firul istoric, nu face altceva decât să vină în sprijinul a ceea ce spunem noi ca țară. Absolut. Și al tuturor țărilor care revendică o memorie clar milenară. Până la urmă, absolut, românii pot să facă. Deci noi ca români, noi nu putem să fim împotriva unei astfel de chestiuni. Noi ca români, mai mult decât să spună, domne, Israelul există de 3000 de ani, Dacia există de 2000 de ani, nu se mai pot pune discuții pe baze teritoriale. Domne, stai că aici suntem marțieni, aici suntem islandezi și vrem independența Islandei în mijlocul României, sau vrem Finlanda nu știu unde, sau vrem, da? Deci aș nuanța puțin. Atât timp cât un stat arab vecin cu Israelul, să spunem, decide și cetățenii în majoritatea lor, așa cum au democrația sau, mă rog, modul lor de a-și organiza statul, decid să funcționeze după niște reguli, tot e ok. Și dacă toată lumea e de acord și nu sunt încălcări ale dreptului omului și așa mai departe, ceea ce, sigur, prea e cazul. Dar ideea este că dacă ar fi o situație de genul ăsta, nu avem voie să ne dăm cu părerea prea mult, decât să ne dăm cu părerea, eu știu, ce am făcut noi, dar nu putem să-i judecăm pe ei, să spunem, domne, de ce face asta sau așa, atât timp cât e. Când încep și discuți de ceilalți sau creezi o situație de genul, aia nu trebuie să fie acolo sau aia trebuie să se îmbrace ca noi, Europa trebuie să, în Europa trebuie să, legea, șaria trebuie să domine, spusă public, pe toate canalele posibile și imposibile, cum să spun, numai noi am dat la televizor, cred că de vreo două ori, documentarul ăla cu cel care conduce din Bruxelles, cu toată povestea asta, în care spunea că visul este să aibă imamul, da, da, să aibă ca șaria să domine legea în Europa, sigur. Reacția Franței, Germaniei, în care spun, domne, îngrijorare față de măsura Statelor Unite ale Americii, Trump, nu știu ce, până acum tot încea, hai, domne, Trump, hai, domne, să fim serios, cine-i Trump? Nu ascultă nimeni, nu face nimic, nu știu cu tare. Sigur că nu vorbim de un om, vorbim de o structură și de o țară cu care nu cred că se pun semne de întrebare, dar ideea este că dintr-o dată vedem că, domnule, omul spune un lucru, se întâmplă. Că o face el, că o fac ce echipa, că o fac, nu contează. Spune un lucru, se întâmplă. Pentru... În momentul în care și la noi în țară spui un lucru și el se întâmplă, cei care decid la noi în țară sunt cei care nu votează, sunt cei 70%, 60% care nu prea sunt interesați, sau dacă votează, votează că s-a întâmplat să treacă pe acolo. Aia deocamdată nu își manifestă niciun fel opiniile. Iar acum, legat de decizie, și ăla e publicul, acum PSD-ul cu PNL-ul, cu SR-ul, cu nu știu ce, cu aia, se bat pe un public de 30-35%, 40%, se împarte aia cu tare. Aia mari, marea românii, să spunem așa, majoritar și nu știu ce cu tare. Acum, repet, această decizie pe care o așteptăm din 95, nu sunt evreu, n-aș avea o problemă să fiu evreu, din 95 acest lucru trebuia implementat. Din punctul lor de vedere, acum vorbesc ca nu să analizez, ca cetățean care își dă cu părerea când... Ideea e că acest lucru de astăzi se întâmplă atunci. Această decizie pusă în practică ieri, alaltă, când a fost pusă în practică, sigur că vine în preajma pe 12 decembrie începe Hanuka, da, prima lumânare și așa mai departe, toată povestea și poate avea o conotație de un fel sau altul, dar ea este o măsură administrativă, trebuia luată, iar odată cu această măsură administrativă ne dă dreptul nouă ca țară să spunem un lucru. Chestia asta cu România, tot timpul am avut o problemă să spun, domnule, noi ca români, că nu prea sunt eu foarte convins cu termenul ăsta de român, dar nu contează ce cred eu. Eu spun așa, în general. Noi știm clar de unde ne tragem sau de unde venim, cu siguranță nu din mai mult până una alta, nu știu când. Că
odată această decizie implementată, ne dă dreptul să spunem că noi suntem de mult aici și v-am primit, băieți. Corect. Sunt total de acord și ideea